Acum am pictacuri cu bee pe pânză. Prima oară am venit cu mai multe straturi translucide de acrilic alb. După ce s-a uscat albul, am început să pun toate culorile în ordinea curcubeului și folosim foarte multă apă. În general, îmi place să folosesc culori mai deschise pentru a fi în contrast cu fundalul. Iar eu am mai închis un pic fundalul exact lângă curcubee, pentru a da această iluzie de lumină.